Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de 5M. Unde este Bulion? Cred că e puțin plecat. Este acolo, uite acolo. Bulion este acolo sus. Cred că am găsit soluția cum putem să... Domnișoara Aurelia, ați văzut că mașina aceea albastră are sarmale în ea? Da. Mergeți până acolo, vă rog. Veniți cu mine, care școli. Băi, veniți toți încoace, Bulioane. Băi, Bulioane, am găsit... Haideți să vă spun ceva. Bulioane, ne auzi, mă? Da. Te ajut. Haideți să o luăm pe nevastă sa. Da. Și să... Du-te de aici, du-te la mașină. Doamna, sunt sarmale, okay. Ce facem, mă, lua nevastă sau o? Mergem și o închidem undeva. Dar voi, eu am o mașină în spatele casei din asta mare, dar voi trebuie să-mi spuneți unde să o închidem. Știi unde? Unde? Știi că în Los Santos, lângă casino acolo, era unde este hipodromul ăla pentru cai. În spate acolo am văzut că sunt niște, nu știu dacă mai sunt acolo, niște grajduri din astea. Și au cheie de toate pe face acolo. Eu zic în felul următor să facem, domnul Bebe, dacă mă permiteți. Sigur, ia spuneți. Sau băgăm la sală, bă, cațăși. Eu zic să ducem picelea, să lăsăm acolo în vârf și 10 flexiuni, salată, mănâncă. Băi, mai și slăbești între timp. Exact. Asta se aruncă de acolo, vine ca o bilă, sau, imediat ajunge jos. Nu a venit o idee. Cum se numește domnul ăla? Care? Olio, vine, stai așa că mă duc pe aia și zic că... O operăm, dacă o operăm? De micșorare de stomac? Da. Nu știu dacă tu faci mult... Sex? Slăbești 5 kg. Maoro, nu mă bag. Nu vezi ce slab sunt? N-am făcut nimic. Bebe, ori am două variante, bebe. Bebe, am o idee. Deci ascultă-mă. Bă, eu zic să o închidem undeva până la nuntă și la nuntă o scoatem. Mamă, gata. Știi cum iese? Iese slab așa ca bebs la nuntă. Ma, spatele unei. Bebe, poți să vin și eu la nuntă? Liniște, da, toată lumea poate să vină. Unde zici bebs? Bebe. Băi, liniște, am zis. Porci, putem să băgăm acolo. Unde? Într-o cușină de porc în spatele unei. Nu mai știu, unde ai spus, unde ai spus tu, Cătălina, că e... În Los Santos, unde este cazinoul, puțin mai în spate este un hipodrom acolo. Știu unde e hipodromul. Acolo și erau niște grajduri de astea, nu sunt grajduri, că e în aer liber, adică nu cred că ai avea... A, să o băgăm, înțeleg ce zici, înțeleg ce zici. Și o lăsăm acolo, adică... Și o punem și să alerge dacă e. Exact. Bebe, dar poți să o băgi în peșteră. Hai să mergem, toată lumea, ne întâlnim la cazino în față, da. Bebe, ai o mașină mare? Da, ia stați așa că am o mașină mare, ia. Băieți, nu uitați să... Să apăsați butonul de like. Băi, aoleo, bebe. Ăsta din față, dă-te jos că aici urcă Izabela în față. Da, da. Și dați-vă jos din spate că acolo trebuie să urce nevastă sau băi. Trebuie să urce Bulion cu soția lui aici și după aia urcați și voi. Mașina pe mărimea mea. Dă-te mă jos. Bă, tu nu trebuie să te dai jos. Hai, doamnă, urcați. Stai așa un pic. Da, așa un pic, lasă-mă un pic. Mă ajută să-ți dați-vă. Bă, și doar le-a zis să se dea jos bebe și nu înțeleg zbomba lui. Băi, mutați-vă toți pe partea cealaltă, că se lasă. Gata, bă, s-a urcat. Hai, băi, mai vrea cineva să urce? Păi eu, dar stai așa. Haideți, hai. Nu vrea. E, nu mai avem loc. E gata, bebe, haide-i. Domnul Ricardo, luați mașina mea, domnul Ricardo. Rolls-Royce. Mama, bebe, mi-e frică să mă lași aici singur. Tati, dacă ești cu noi. Tati, mă mănâncă. E un monstru. Ce zici, mă? Nu te mănâncă. Mă
Nu te mână în copilaj, îmi plac copiii. Băi, faceți niște că cu frișcă îi plac. Sunt gustoși? Nu, mai mult cu sare, eu mănânc sărată. Mai ales cu sare, de aia sunt buni. Băieți, mergem să o ducem pe nevastă sa lui Bulion, să o închidem, băieți. Se face panei, așa? Da, da. Ce am urșnițel și cașcaval, panei mănânc. Îmi face bulion, e brățeta lui. Am învățat-o de la da. Vecină. De la vecină? Da. M-a făcut și pe mine panei. Am stat acasă vreo 4 luni. Doamne. Băi, nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Vreau să vă anunț că o să deschid Mafia Curcubeu, băieți, în curând. Pentru că am cam terminat roleplay cu Hitman, m-am răzbunat, cam asta a fost. Urmează să fac Mafia Curcubeu, așa că dacă vreți, vă aștept pe serverul din România să veniți la mine la casa aici. Că ușor, ușor o să-i punem bazele, o să fac și un video ceva special. După care o să ne putem juca împreună fără nicio problemă sau ceva. Și cum e, atențiune, a venit bulldozer, așa și în cazul ăsta. Aoleo. Da, păi, ce mai rău să mă deia. Dar ce-i muscul cum e, serios acum? Așa e construcție, ei, nu-i, are glandă. De... Are glandă de îngrășare. Exact. Construcția mașinii, are glandă mașina? Nu mașina, tancul, ia. Tancul. Ah, ok, ok. Da. Credeam că vă referiți la mine și eu... Eu stau foarte bine cu grand. Niciodată. Nu. Credeți că noi ne permitem așa ceva? Doamne fer. Doamne fer. Bebe, tu ești ardelean? Că și eu sunt din Ardeal, eu cu burile. Nu, am unul. Tu l-ai, doamne. Tu l-ai, doamne, eu mâncat toate sarmalele. Burile ăsta. Eu abia apuc să mănânc 10 sarmale, hop, top, era mâncat 5. Nu, asta e bolândă. Ia, vezi? Da, e, când m-am uitat în cea un, erau 0 acolo, nu 4. Poate s-au prins de cea un și de aia. Am mai scăzut din ele, nu să le mănânci. Am crezut că s-au prins careva de glumă. Că sunt prea mici. Da, n-a, dacă unii mai sunt și bucătari. Vai, tu știi ce... Mai acum știi ce trebuie să găsim noi, intrarea aia? Eu în față, în față. Dreapta. Da, mai în față, mai în față. Nu, mai în față. Ia stai, să întreb dacă, să văd eu dacă e pe aici. Nu, pe acolo. Pe aici, uite. Nu, dă-i în urmă. Aolo, bine ai zis că nu e aici. Păi și eu v-am zis că nu e aici, voi... Eu v-am zis că nu. Cătălina, ci că fă repede pe aici. Dă-i în față. Am zis că nu aici, pe dreapta. Ai în față. Repede dai vina pe mine. Dar unde mergem pe acum? Dreapta. Mergem la un parc frumos de distracție. Eu tot timpul mă dau pe tobogan, dar nu mă lasă copiii. Aole, hai că nu-i pot. L-ai rupt ultima dată. Aici, aici. Nu, doar aici, să trăiți. Să rămână, domnișoară. Tu ce e polițoica de asta? Polițoica? Nu mai fac tot să fie. Poftim? De ce râdeți? Pe acolo intru? Pe da, acolo da. Intru. Aici? Da. Yes. Puteți să intri și stânga. Acolo. Stânga, uite pe aici. Așa, și acum stânga. Așa. Ceau, ce frumos. Hotel de 3 stele. Ia uite. Și la urmă. Direct. Îi dăm pe aia să mănânce. La jos. La unicor. Da, așa că trebuie să ajutăm. Hai, ce-ți remorca? Hai, călca pe picior. Domne, fă liniște, te rog, am treabă acum. Aici? Nu. Mama, bebe. Cum mă, dar nu? La pușcărie. Aici a zis să o băgăm, Cătălina? Da. Pe cine s-o băgați? Purcelul. Unde s-a dus? Doamne, fere, baby. Cred că ne-au păcălit. Aude, uite acolo, baby. Cumva pe aici și că a zis. Aici cred că poți să iasă de aici, baby. Nu cred că, nu cred că. Nu merge să iasă, dar trebuie să băgăm noi frumos. Da. Băi, încătușează-o și o bagi acolo. Ia, dați-vă toți, dat. Mergeți toți puțin mai în spate aici.
în spate. Ce mă bule, vino, uite să ia copilul. Vino puțin asta mică, vino puțin. Aurica, doamna Aurica, veniți puțin aici. Ok. Băi, dați-vă puțin la o parte de aici, vă rog. Bebe, se poate intra înăuntru. Pe unde? Uite, pe aici. Nu să facem și noi în puradă? Ia, puteți să veniți aici după mine, domnișoara Aurica, aici. Debea poate... Nu știu dacă... Da, da, stați acolo, stați așa că vă ajut. Doamna Aurica. Da. O să rămâneți aici. Până în ziua anunții, da? Cum adică? Da, da, să-i pune cineva, să-i pune cineva ceva sârmă la mâini. Aurica, ești în siguranță aici. Da, da, dacă e pot să-i pun și eu, Zi brânză. Ia de brânză. Ia de brânză. Ce ai zărgătul, băieți? Bă, parcă mi-e milă de ea acum, mă, aruncați și voi măcar o să arăt. Nu mai urlați așa mult, băi, ăștia. Dacă mai zberă unul, să ieși ce zburați de aici. Stai puțin să-ți arăt o schebă. Nu contează cine ești, liniște. Ați în drumul. Da, să-i pun. Gata, am pus seama. Bravo, bravo. Hai, dați-vă de acolo că o lăsăm încătușată, îi dăm noi cu porția. Hai, bulioane. Ia și bagă în gură câte ceva. Dacă nu-i băgăm noi. Bă, bulioane. Da. Aoleu, nu pot să mă uit. Băi, nu pot să vă dau ceva. Mâncare, bă, mâncare. Mâncare, bă, nu. Mai filma. La tine a fost frumos să mă uit să fac poze, dar acolo nu pot. Nu. Orbești. Na, nu se poate așa ceva. Hai să mergem. Ce dracu a zis, bă? Să nu vă uitați. Haideți să mergem. Ce să activeze, domnul? Aoleu, bebe, hai să nu plăgește aici până la nuntă. Bulioane! Am lăsat-o acolo. Fii tare, bulioane, fii tare. Nu te uita în urmă, mergi înainte. Fii tare că prost ești deja. N-am văzut să sun așa. Bă, care vă luați, mă, de bulion? Dați-i pace. Mă, ia da, bulioane, n-am zis să nu mai dai cu pumnul. Deci tu palma. Deci cu palma. Băi, nu vă suiți că trebuie să vină Izabela să-i urce în față. Mami, hai urcă-te în față. Cu tati, acum, acum. Doamne. Hai că acum aveți loc toți, că sunte... nu mai e tancul. Hai că tolilor, urcă-te. Bă, nu credeți că v-a suit prea mult? Nu. Suntem destui. Care-i prea azi, mă? Bă, mi l-a pus ăsta în brațe. Ia și tu o mașină, bulioane. Ca așa stau până mâine aici. Mamă, Cătălino! Închide crace aia. Stai așa. Dar nu te mai uita, mă. Mamă, ce frumos. Mamă, m-aș uitat și eu, dar nu sunt acolo lângă tine. Aolo. Lasă mai bine. Să îți dau pomul, copile. Poftim. Vezi că eu sunt nebun, eu dacă m-ai enervat, trag în voie, ți-alăs, doamnă, nu mi-e frică de nimic. Simă, Ricardo, îți place așa mașina asta de armată, ți-aduce aminte, a? Mi-aduce aminte. Că ziceam, stop aici și ieșeam cu carabinele peste ei, peste ruși. Tot așa ați fâlfâia prelata. Peste ruși. Da, tot așa. Zici că merg în excursie, așa mă simt. Mamă, dar mi-e cam în excursie, cușnițele. Cușnițele? De vină la războiul ăsta, am pierdut un picior. Știu. Da, ai câștigat o inimă. Ce inima? E, las-o așa. E leu. Am câștigat mai multe în viața mea. Cum ar fi? Pe tine. Dar ce mă, eu sunt, ai câștigat la loto, la ce, la păcănele?
Ce sunt? Dar de cartofi? Mă simt certat așa, nu știu. A picat. Cine a picat? Ricardo. Aolo, domnul Ricardo. Cred că a sărit de rușine. O fi luat cineva, mă, și pe el? Eu cred că ea vrea să stea acolo cu Aurica. Sau cum o cheamă, Aurora. L-a luat Dumnezeu. Aș crede. Era repede. Domnul, cum îl chema? Omnul... Ricardo. Da, unde era? Aici a picat. Uite. Stop, șofule. Hai, domnul Ricardo. A vrut să facă fentă de aia, ca în armată. Ce faceți, domnul Ricardo? Vă faceți că mi-am plouă? Făcut un film cum am dat eu într-un război, așa. Ți-ai luat filme? Nu filme, domne. Ce filme? Depinde. Bulioane! Aolo, bulionul e aici, sărac. Tot crăcerea aia, așa, ai Cătălino. Lasă că-i bine, mă uit eu. Bă, poate vrei să te împușcă. Vezi că nu mi-e frică. Poate vrei să pun armata pe tine. Și vezi că ăștia te bat cu baghetă. Sunt Harry Potter? Sau cu baghetă? Cu baguette din ăla, cu pâinea aia lungă, baguette. Am înțeles. Bă, dar eu nu știu ce fac eu, stai mă, că pe aici trebuie să mă... Nu știu cine a pus pe GPS. Aia, îți mulțumesc. Bumbaleu! Ia uite, Doamne! Aia e și mașina mea, să vezi ce-i fac lui ăla care o conduce. Păi dacă e mașina ta, de ce n-ai luat-o? Eu zic serios, care e deja pronte cu bagajele. Nu știu de ce, dar ăla cred că e Bolion. Bolion e cu mașina albastră. Nu, e cu albastră. Bolion e cu roșu. Da. Ce bine stă părul. Da. Sunt flash. A avut bebe? Da. N-am petrec noi Crăciunul împreună, dar Paștele îl petrecem. Doamne ajută. Cozonați ceva? Facem. Fac eu cu dânsa. Facem toți, mă. Și făcălez de lemn. Cum cu toți, bă? Dar ce suntem aici, toți, pe stradă? Toți. E femeia mea, bă. Păi dar nu stăm toți în aceeași casă. Un chel de păină. E, stăm în aceeași casă. Să vedem cine sparge nucile, da? Nu nevoie de un spărgător de nuci. Ah, eu știu pe cine. Eu sunt, dar nu de nuci. Tot ceva pe aproape. Eu dacă vrei pot să sparg. Nu că ție ți-au piciorul ca să întinde foile, dar e ok. Tu rămâi în pat, domnul Ricardo, rămâneți în pat să stați odihnit acolo, că ne trebuie piciorul dumneavoastră. Ce picior, bă? Poate vrei piciorul. Ia stai, care? Ai grijă, bă, că e mașina de colecție, bă. Păi uite, pe iarba așa, iarba așa. Nu-l supăr. Mergem în casă? Bebe. Da. Auziți, domnul? Da, domnul Ricardo. Eu și cu Cătălina v-am lăsat, domnule, să nu vă deranjăm. Mi-a făcut plăcere că v-am cunoscut. Sunteți o persoană de lot. Da, puteți să mergi, domnul Ricardo. Poate Cătălina mai stă pe aici cu noi, poate semna. Mai se împrietenește cu noi, mai... Cu Mihăiță, așa. Că Cătălina vine cu mine. Dacă nu, n-aveți o casă pe aici, să stăm. Că n-avem casă. Eu una mai sus aici, domnule, luați-o pe aia. Era, fie, domnule, dar era casa lui băiatul dumneavoastră, italianul. Apă serios? Bă. Vrei să mergem la ea? Bă, hai să mergem. Haide să vă arăt casa lui italianu. Hai Cătălino, n-auzi că păi ești. Eu am cheile de acolo. Cum ai tu cheile? Păi normal că le am. Mamă. Păi...
Italian a fost prietenul meu cel mai bun. Mă... Aolo, care nu lasă mă așa mă? De ce, de ce să vă fie rușine, domnul Ricardo? Italian a fost unul foarte important aici în oraș. A fost foarte bun. Mamă, sunt buc, mă bucur de el. Aș vrea să mă întâlnesc o dată cu el. Păi, mamă, cât suntem băieți. E o problemă. Stai zic. El a plecat din oraș. Adică? Cu afaceri. Da, și că a avut probleme cu niște mafioți, nu v-am povestit domnul Ricardo. Și că a trebuit să plece din oraș. Am uitat, șeful, îmi pare rău. Aici este casa lui Italiano. Dar puteți să stați dumneavoastră acum, da. Eu cu Italiano, cu fiul dumneavoastră, eram tare bun prieteni. Sper că nu găsesc din alea XXX. Nu știu care mi-a dat invite în casă, dar eu cred că avem cheile. Poftiți, intrați. Apa, gunoi nu l-a dus. Mamă, încă mai are bradul. Mamă, bă, ce drăguț. Aolo, ce e asta de aici? Aolo, o lumânare, ce? Lumânarea mea. Mamă, dar frumos decorat prin casă. Mulțumesc. Mă, dar ce sunt cu astea, bă, nu? Nu te cred. Cred că eu am pus lumânarea, băieți, dacă nu. Acolo bat covoarele. Uite o lumânare. Bat covoarele. Da, bat covoarele. Aș bate eu altceva. Lasă că... Ai bătut tot până acum covoarele, dar... Mamă, ce frumos aici, da, Brad. Mamă, vine Paștele, dar noi să... Da, mai văzut de mult. I-am pus niște ouă în pom. Ce? Să-mi caut de... Ba, nu-i nimic. Hai mă duci și gașa. Dacă... Nu vezi ouă de Paște, că... Na, am zis că rămâne bradu și am pun ouă. Mamă, ce modă, eu... Domnișorul, ce faceți domnișorul aici? Uite și tu ăsta ce bucată mea de mea. Poate scot făcălețul de acolo. Băi, domne, ieși afară din casă. Ieși! Așa afară. Mă, fă să zic doar. Dă-te că au făcălețul de aici. Uite și tu, mă, băieți, nu mai veniți așa să... Așa-i mod acum, știi? Cu ouă în brad? Păi da, dacă am zis că nu pot să mă despart de brad. A zis domnul Ricardo, v-a pus ouăle în brad. Și le-am pus și clopoței așa, știi? Când bați ouăle se aude clink, clink, clink. N-am mai văzut un brad de când era mic. Uite-l mă pe boschetarul ăla, se pune pe patul lui Fibiu. Bă, dă-te mă jos. Eu pot și el mă, lăsați-l. Domne, eu sunt o persoană serioasă. Mie mi se pare că prietenii... Băneța, așează-te înapoi aici. Domnule, veniți să coace. Mi nu se pare normal că aveți niște prieteni. Aolo, lasă-mă să stau și aici. Aia zic. Suntem o mare familie. Vino încoace. Copilul doarme? L-a dormit. Aoleu, ce-aș dormi și eu așa. Când îmi vine și mie rândul? Nu știu. Domnule, dar nu s-a făcut cam târziu. A fiecare la casa lui, vrei să zici domnul Ricardo? Domn Bebe, ia stați așa, cam așa ceva, cam un pic de treabă. Domn Bebe, așezeți și vă și dumneavoastră acolo pe canapea să fac și pe mortul ăla și ieșit. Ce i-ați făcut domnul Ricardo? Hai, domn Bebe, zâmbiți! Închide și tu crace, Cătălidu. Să uite ăștia la tine. Păi, să nu se mai uite, că n-am cum să-i închid. Da, așa, cred că e aici ceva, stai. Cred că la tine ușa e mereu deschisă. Dar ce sunt bucătășele? Domnul Bebe, pot să fac și o poză. Aolo, că mine să... Pot să fac și o poză. Da, da, haideți. Haideți să mergem să lăsăm și noi pe domnul Ricardo să se odihnească. Ia pe ăla, domnule. Haideți să mergem și aduceți-l afară, că nu vreau mult. Dați așa, vreau să-l întreb pe domnul Bebe ceva. Întrebați-l. Da, vrei să mă întrebați ceva? Da, vreau să vorbesc ceva cu noastră, ce m-ai întrebat cu ochii. Păi haideți afară aici la piscină. Haide. Am zis patru ochi. Vă-ți dă-i. Băi, pălărie!
Rămâneți acolo toți. Bine, bine. În episodul în premieră, în premieră îl pun băieți episodul, uite mi-a scris aici, băieți, nu uita să... Da, domnișoară Cătălina. Cunoști un avocat sau un notar ceva care se pricepe ca lumea? Da. Că... L-ai văzut pe Ricardo? Deci ăsta este putră de bogat, are case, mașini, nu știu prin ce țară. Și nici zile multe nu mai are, ce zic. Și aș vrea să-l fac cumva să întreagă tot pe numele meu și... Că nu. Atâta timp aici, n-am prea făcut nimic, ca muncă mai puțină. Măcar să rămân și eu cu ceva după urmă. Păi nu cred că o să-ți treacă nimic, sincer, dar cel mai repede ai putea să faci dacă te măriți cu el cu acte. Pe bune? Te-ai măritat cu el și acum după aia Doamne ajută să moară, știi? Oricum nu mai are mult, știi? Eu așa zic. Faci nuntă cu domnul Ricardo. Da, așa. Și după aia îți rămâne tot automat. Nu fi mai mă complic cu nunta, așa mă știe lumea, adică... Păi, și atunci cum vrei, că eu îl văd... Și mă făceam ceva așa la notare, adică vreau îmi pregătea actele și îl făceam așa, fără să știe, știi? Deci, bă, uitam și eu ce costa de semnat, semnează mult și mie sau ceva. Putem să facem așa, dar eu îl văd în toate mințile. Eu cred că ăsta se uită orice, nu semnează nimic, fără să nu se uite. Păi la văzut eu că el mai țâvnos așa, știi că nu. Toți ani prin armată ce a făcut el acolo. Eu pe el îl știu de când a fost în armată, știi? Și s-a retras acum, zic, hai mă, vin aici în oraș, că nu. Da, și după cum spuneam, nici mie nu prea îmi place așa locația asta. De aici că nu e o casă frumoasă, dar dacă i-a plăcut lui italianul, lui băiatul, lui domnul Ricardo, am zis, da, na, e cu piscină, e frumoasă. Da, e frumos așa, uite, și se vede și... Acolo la, la Fibiu? Da, domne, casa asta de aici, de sus și piscina și zona asta de aici, da, ea... Mamă, ce bucuros sunt! Și aia mare de acolo din față, ia domnul. Eu în 20 de ani m-am certat cu el, că... Dar știați că mai aveți un băiat? Serios? Da, italianul mai avea un frate lingurar. O să vă fac zilele următoare, o să vă fac cunoștință cu el, că ăsta e momentan trădat în dragoste. N-a avut și el parte, de când e aici în oraș, dacă a avut și el parte de o femeie ca lumea. Dacă nu l-au părăsit toate. Și cu cioacă și fără. Să mergem să-l descântăm cumva. Apă, dacă știți, dacă... Dacă ce? Au copii? Nu cred nici eu. Nu. Dar ce, tu Cătălina, cum l-ai cunoscut pe italianul? Ai, poveste lungă, lasă că o să-ți povestesc eu. Wow. Am și niște filmări așa cu el, niște poze, o să-ți arăt, o să vezi ce frumos. Aole, nu spuneți că voi făceați video chat. Domn Bebe, a leșinat soția dumneavoastră, uitați acolo. Domnul Bebe, a spus că vrea să fie singur, haideți. Ia. Nu mure, mai sus. Ce ați pățit, mă? Păi m-am zis eu înapoi și să-ți spunea mama. Băi... O spiri pe Izabela, măi, Mihăiță. Ce faci asta? N-am vrut. A sări și Mihăiță. Ia, haideți să mergem în casă. Am pupat-o. Hai să mergem în casă, toată lumea. Ia veniți după mine, haideți. Eu vreau să dorm cu mătușii. Eu vreau să dorm pe preș. Băi, babes. Da. Ce ai făcut, măi, lui ăsta micu de fleașcă după tine? Mihaiță, hai să te iau. Ia, mă. A? Până la ușa acolo. Nu știu, nu e făcut. E fleașcă după tine. Mătușica în sus, mătușica în jos. Deci până să mă reîntâlnesc eu cu Izabela, el tot îmi spunea de tine, gen. Că vreau să mă văd cu Vanessa. Zic, mă, ce trebuie tu cu Vanessa? Chiar am vrut să te sun, dar m-am uitat în telefon și n-aveam numărul. Bebs, mă auzi, Bebs? Te auzi, te auzi. O să vii și tu într-o parte un pic. Te poftim? Bă, ăsta cu pălărie. Da. Mamă, popă, ce mă. Nu vrei să taci tu din gură și să îți iei scopul pentru care ai venit aici? Da,
Ia să vă văd împrăștiați, fiecare pe poziția lui, nu mai vă plimbați pe aici după mine. Vreau doi oameni la poartă. Nu, nu, sunt pe la aici, vreți să-i unul la intrare ceva? În casă și stați acolo liniștiți. Domnul, Bebe, am o întrebare. Ia zi. M-a sunat celălalt bodyguard. Așa. Deci m-a sunat celălalt bodyguard și mi-a spus că... Zi-mă o dată. Să vă transmit că vrea... Hai că ți-a spus pe dracu să te ia. Stai așa că-l chem acum. Așa aici jos. A zis să vii că nu mă crede. Băi, ăsta cu pălărie, la poartă, tu stai la poartă acolo să nu intre nimeni aici, da? Să-ți spăl și o mașină. Bă, tu ai auzit ce am zis eu? Da, da. Lasă mașina, că n-are nevoie mașina de să fie spălată. Bine, bine, stau acolo. Hai, intrați în casă, okay. Izabela, Mihăiță. Măi, domnul Ricardo. Da, domnule. Da, dumneavoastră... Ați muncit toată viața, dar n-aveți și dumneavoastră ceva, nu știu, pentru copilul dumneavoastră lingurar, că el e mai necăjit săracul. Păi eu am muncit, domnule, dar știi care-i faza? Ei. Tu trebuie să-i dăm la copii, tot da. De-a gata. Da, așa. Pentru că după asta... Dar aveți ceva fost... asta, eram eu curios, dacă aveți ceva, păi nu știu, avere din astea. Am multe chestii, domnule. Înțeleg. Păi eu salariu, eu acum sunt la pensie, domne, să știți. Sunteți pensionar, cum ar veni? Păi da. Hai bine, vă odihniți toată ziua. Păi da. Frec motanul toată ziua. Asta e bine, domnul Ricardo. Domnul Bebe, puteți veni, vă rog frumos un pic să vă spuneți. Domne, am treaba acum, domne, lasă-mă, nu mă mai interupe. Dar dumneavoastră, cu ce vă ocupați? Domne... Afaceri, na? Imobiliare. Da. Aha. Cumpăr case, imobiliare, vând case. Da. Ceva, whisky, cola pe mașină. Sunt un fel de agent din ăsta de vânzări. Nu? Și arhitect interior, cred. Da, mă interior? Ocup și de design în interior, la case, da. De tot. Ios. Da, păi, domnule, dacă vă ocupați cu chestiile astea, cred că o să vă dau bani să faceți lui Fibio, să vreau să-i fac o surpriză. Na? Care e copil? Că am văzut că la italianul. Am văzut că... Nu, la italian, că și italianul. Mai veni el în oraș aici acolo odată. Unde se mai e, că e mort. Păi eu sper să vină... Vine el la un moment, da. Până vă duceți dumneavoastră să vine, dacă e. Sau nu mai plecați din oraș? Păi nu știu că... Cred că o să mă duc în Franța, acolo unde e locul. Nu te mai duc doamna că ești la pensie, așa zic ăștia, veterani ăștia, ei când vin din război, ei toată viața lor, ei speră că o să fie rechemați acolo, dar nu o să mai fi, domne, a fost, acum bucură-te de viață, fii darnic, cheltuiește-ți averea în parte, în stânga, în dreapta. Dacă iubești pe cineva, dăruiește-i din averea ta. A, domne. Pe cine iubești tu? Pe doamna, domnișoara. Păi și la domnișoara ei asigura viitorul? Păi am sigurat, domne. Să-i dai și ei o casă, să... Păi da. Să-i pui pe numele dânsei. M-a cerut mai devreme de nevastă. Aolo. Da, o să mai facem unul. La nuntă. Și ați acceptat? Bineînțeles. Aolo. Să mă dedic pentru ultimele... Foarte frumos, știu, foarte perioadă frumos, a foarte frumos. Să fie frumoasă, știi? Cred să eu dedic... Da, săracul, toată viața a avut parte numai de război și acum la bătrânețe puțină dragoste. Da. Păi o să facem nunta. Bravo, bravo, să facem nunta. Ia uitați-vă leacă, domnule, să mă dau tricoul ăsta jos. Mamă, ce-i cu crucea asta pe spatele noastră? My brothers from another mother. Domne, tatuajul ăsta mi l-a făcut pentru fratele meu. Bride or die. Am condus eu când eram tânăr. Când eram ca băiatul ăsta. Îmi plăcea mult motocicletele. Domne, dă-mi mie trandafirul ăsta. Uitați-l, domnule. Dă-l încoace. Ia uite, Izabela, ce am pentru tine. Ei. Ce frumos! Să trăiți, domnule! Ziceți repede, că n-are.
Armin, după aceea să mi-l dai pe miezi. Să-l pasez mai departe? Bebe, vezi că a venit ăla în galben. M-am topit. Cine a venit? Uite ăla cu în galben. Chiriosu, du-te înapoi. Băieți, la ușă, băieți, nu v-ai să stați la poartă? La poartă. Acum să nu, dar aveam o întrebare. Zi. Când ne dați arme și numărul dumneavoastră de telefon? Puțin mai încolo, dar acum nu pot. Ok, ok, ok. Hai, colegul. Ce arme, domne, ce arme? Am auzit-o bine? Da, domne, ei fiindcă păzesc aici casa, poartă. Le dau niște arme astea de siguranță. Mihai, ce nu-i mai bate? Un pistol cu cauciuc, cu blanțe de cauciuc, din astea așa... Îi lași cu sechele. Pe cine? Uite, la tine, la casă. De ce? Îi bătea Mihaiță. Păi dacă eu i-am spus să duc la poartă și el s-a pus aici Răi la ușă. Mihaiță, lasă oamenii în pace, ce-i cu ei? Ce scuze, dar dacă mai chiar mai enervat, tu i-ai spus du-te la poartă, de la poartă, el s-a pus aici ca să asculte și discuția. S-a pus la ușă. Iar nu mai am apă. Eu simți? Cred că trebuie să le educați un pic mai bine pe copilul ăsta. Nu mai. Cum să vină la o domnișoară frumoasă și să spună, doamna mai încânta și mie la flaut. Ba n-am zis așa, am spus să-mi cânte povești la ureche când dorm. Domn părinte, vă simteți bine? Da, e mai în vârstă decât mine. Du-te băi la poartă, n-auzi? Vreau să vorbești ceva cu domnul. Mamă, la poartă. Ești fleașca acum. Aș vrea să leșim, dar nu pot, nu știu ce am. Mai am, aici stau toată ziua. Ia-mă în brațe, iubește-mă. Iubește-mă, asta vreau. Ce râși, mă, Mihăiță? Uite-l pe popă, ce ai popă? A intrat satan în tine? Da, mă, aoleu! Gata, că după aia mă învăț. Acum ai luat pe mine, acum, mami. Miri s-au spovedit înainte să se căsătorească. Să ne spovedim? Da, păi înainte de căsătorie trebuie să vă spovediți. Și ce trebuie să facem la spovedanie? Să mergeți la domnul preot, să vă puneți în genunchi, își pune patrafierul în cap la dumneavoastră și vă spune păcatele. Eu nu fac așa ceva. Așa trebuie că... Niciodată. Prea multe am. Cum adică să bag capul el sub aia? Niciodată. Hai în casă. Hai tati în casă. Dacă... Știți aia cu oaie? Vă știe cine pe aia cu oaie? Dacă ne zice ascultă. Mi-e frică. Nici o șansă. Ia uite că știe și domnul Ricardo. M-am mutat pe rochea meu. Nu știu că toți, când eram în avion, colegii mei numai brânză de coare. Am pus de oaie. Vai. Aoleu. Că mă simt așa euforic. Dar oare doamna Aurica ce face acolo? Am uitat-o, doamna. Bă, am uitat-o acolo, bă. Ce faci? Cred că s-a dus bulion să-i ducă să mănânce, mă. Cred că s-a dus bulion să-i ducă ceva să mănânce. Aoleu, bă, foame. Așa făcea tante Aurica. Aoleu, mi-e foame. Aș mânca o oală de sarmale. Cât e ceasul? Este... 11:20. Mamă, trebuie să mă antrenez. No, mamă, bebe, voi pleca 2-3 zile din așa. Aoleu, nu mai mă pot lua ochii de la tine. Bebe, și unde vrei să faci... unde vrei să faci ăsta? Luna de miere, vrei să o faci undeva pe o insulă frumoasă, pustie? Cred că undeva departe de tine, nu știu de ce am impresia asta. Dacă mai fie, mamă, deci bebe, tu zici să nu mai fie obraznic, dar vezi că eu mă supăr cu ea. Mătușica Vanessa a zis, măi, cum să te superi pe mătușica Vanessa? N-a zis mătușica Vanessa, a zis ea. Nu ea, dânsa. Doamna. Nu că doamna, nu mai vorbi urât cu mine, nu-ți permit. Păi, Mihăiță, nu mai fi obraznic. Nu trebuie. Păi dacă era cu mine, de cum ce să era fie cu rea? Păi am spus departe de mine. Eu chiar am de parte așa, de... Păi tu de vrei, natură, tu de... vrei să mergi cu noi în luna de miere? Da. Aolo. Ce să-i mai... Ce să-i mai... Ce să mă distrez? Uite, rămâi cu mine acasă și-ți spune povești. Vin și eu.
Ia uzi, rămâi cu mătușica. Rămân cu Vanessa, da. Așa-i cu mine, nu? Da. Aolo, poliția? Din puș. Asta e a cincea oară când din puș. Băi, cum mă să-mi puși, mă? Măi, dar ce surori sunteți voi dacă una e polițistă și una e mafioată? Dar mă pușcat-o eu. Ea nu face nimic, am polițist. Eu sunt în concediu la poliție și atât. Cred că niciodată nu s-a îmbrăcat în poliție. Eu nu sunt în concediu. Ba da, odată. Azi că vorbesc eu cu domnul... A, dar voi sunteți surori? Da. Eu trebuie să mă duc la mine la capul. Nu vezi ce seamănă, doar că mai mai. Să domnul părinte, să trăiți. Sâmbătă să n-aveți program, da? Nu, domne, nu. Vă aștept și să învățați rugăciunea aia bine de tot pentru nuntă. Și fără nepădat. Să trăiți, domn părinte, sănătate. Dumnezeu să fie cu tine, părinte. Mergeți cu domnul. Și cu noi. Domnule. Da, domnule. Da, da, zi. Știi ce făceam noi în armată? Ce? Când îi prindeam pe ăstea, când îi omoream, era o vorbă de la un prieten de-al meu, care se numea Sebastian. Când îi prindem, îi luăm și ne căcăm pe ei și ne pișăm pe ei. Ma! Vezi că te aude copilul ăsta. Să... Aoleu, pare rău. Și după aia spui că de ce învăț eu prostii și de ce nu sunt eu educată? Păi du-te la somn că e târziu pentru tine. Da, băi, Mihăiță, nu te bagi tu la cucănana? Da, nu, mi-e ură să dorm singur. Mătușică, nu vrei să duci tu să doarmă, te rog frumos puțin? Mihăiță, ia-o și mergeți în casă cu mătușică. Da, da. Hai că vin și eu. Bă, lasă-i mă în pace. Domne, lasă-i domne tu! Dar trebuie să mă duc, aoleu! Așa, Vanessa, cum te-am ce învățat? Spui, Cătălina? Eu cred că pe ora să merge și noi la somn. Poate face și noi cozonaci. Dar tu, ce, da. Mă? Ce, mă, abia acum începe seara. Mă, mergem până oraș. Ia uite-mă, ce ia uite-mă ce chef am. Mă duc cu Izabela la discotecă. Bă! V-am zis să nu vă luați de bebs, că e cea mai jmecheră din oraș pe bătăi pe astea. Cea mai jmecheră mafiată. Cum ai zis, Cătrina, tu? Polițoaică? Da, polițoaică. Aoleu. Mergem, mergem. Poți să duci să-și apiști ei în cameră. Mergem, Izabela, la discotecă sau nu? S-a făcut dimineață, Jezău. Dom'le, unde ați cumpărat costumul ăsta legat așa? Costumul meu? Băi, da. Tu de ce nu ești, mă, la poartă acolo? Ideea, domnule, sună, sună, poate... sună, hai, sună la salvare. Sună la salvare, te rog, și pentru domnul acela, da? Cum să nu, domnul bebe? Nu vrei, vrea nu vrei să mergem și noi prin oraș? Mergem, mergem. Mergem? Ce zici, Cătălina? Mergem, mergem, da, da. Domnul Ricardo, dacă vreți să mergem, vă ducem la acasă, vă lăsăm să vă odihniți și domnul Cătălina merge cu noi, nu-i problemă. Lasă că vreau și eu să mă distrez în viața asta, că mai o să trăiesc și eu 20 de ani, minim. Poți să faci așa? Nu, dar pot să fac asta. Ia să văd. Mi-e și frică. Stai, domnul bebei, pe drum. Domnul Ricardo, să nu vă rupeți, liniștiți-vă. Doamne, mamă. Eu din piciorul aude ăla. Asta e din... De lemn, vezi? Cum se aude ăla de lemn și că e gol. Doamne. Bine că nu-i pe șuruburi, că dă-ți-am fost că îți iau șuruburile. Ce-a puțin, domnișorul? Sunt eu bătrân, am 60 de ani, dar... Domnișorul, sunteți bine? La vacină formă. Eu fac mereu de dimineață când mă trezesc, beau două... Mă scuzați o secundă, o secundă. Da. Băieți, cam aici se termină episodul nostru de astăzi. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați. Iar noi ne revedem mâine dimineață la un nou episod și în seara asta la un super live, băieți. E vineri, începe acțiunea. Aș vrea să vă spun dacă mi-ați putea da numărul vostru de telefon să-l am aici acum. Nu pot să-ți dau numărul, dar o să-ți pun imediat despre el, da? Dar gen, nu în realitate. Hai să opresc asta. Băieți, vă pup pe toți, nu uitați de like. S-a întâmplat ceva? Da, te cheamă Mihăiță. Unde mă cheamă, în casă?
Da, da, da. Dar nu puteți spune că ieri... Stați așa că mergem imediat. Pici. Liniște puțin. Băieți, hai să oprim episodul aici și continuăm următorul episod.